Pentru mine, antreprenor e persoana care vine cu ideea. Nu mai ești popular de vie să fii profesor, știi? Educația trebuie să învețe, să învețe, știi? Dar noi în sistem nu avem tineri. Noi vrem sistem educațional finlandez, dar investim ca Moldova, știi, în educație. Mm. Salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o ediție nouă de podcast. Astăzi l-am ca invitat pe Sergiu Matei. Salut, Sergiu! Salut, Alex! Prima întrebare care o dat toată lumea, asta e ca omul să prezinte, să spună povestea lui, ca ulterior ceea ce spui să fii legat cu ce e, ce faci și cine ești. Ok, sunt antreprenor. Am fost la începutul ISEC Moldova. Am fondat un alt proiect educațional, DreamUps. Am fost fondator GCI și în cariera antreprenorială am fondat două companii, Travod, o companie de traduceri și acum, mai recent, o companie de platformă de angajare developeri, adică programatori, din întreaga lume, se numește index.dev. Hai să, tu ești unul din fondatori ISEC, da? ISEC Chișinău, noi am înregistrat ISEC Chișinău. Ok. Iată, tu ai spus că DreamUps este educațional? Da. Din ce aspect? Dar poți ne povestești mai mult despre DreamUps un pic? Eu nu sunt implicat acum în DreamUps, dar când noi l-am fondat, unul din scopuri era educația antreprenorială. Asta era o platformă care noi am vrut să o construim pentru a aduce proiecte educaționale din Silicon Valley aici în Chișinău. Și acum e același scop a rămas? Eu cred că echipa care este acum, asta își dorește, dar nefiind implicat în proiect, nu știu dacă trebuie să inviți pe ei să-ți povestească. Ok, să iau asta la creion. Iată, am vorbit despre un pic, că ai spus despre antreprenorial. Ești antreprenor. Ce înseamnă, poate pentru oamenii care se uită și aud prima dată cuvântul dat, dacă poți să, nu știu, să dai o descriere, ce înseamnă ar fi antreprenor? Eu cred că există multe definiții, iarăși putem discuta intra în detalii, dar pentru mine antreprenor e persoana care vine cu ideea, creează o companie care rezolvă problemă și într-un final reușește să angajeze oameni care împreună pot scala această companie sau pot dezvolta această companie, să o transforme într-o companie sustenabilă, profitabilă, care face un impact, care aduce un impact. Ultima companie, ai spus, e vorba de angajare în sectorul IT, da? Da, programator la distanță. Adică noi avem o platformă în care noi ajutăm companiile să caute, să angajeze programatori din întreaga lume. Eu am observat treaba asta pentru că fratele meu e programator și respectiv până la COVID nu prea era noțiunea asta de a programa la distanță și respectiv ulterior, cel puțin în America, a fost tendința asta pentru că el s-a angajat la o companie americană care are sediu aici la Chișinău, dar eu cred că a lucrat practic toată perioada asta de COVID remote. Și atât acum, nu știu dacă poți tu să ne spui mai multe detalii, cum s-a schimbat, de exemplu, cererea și oferta, mai este nevoie așa de mult de programatori și ingineri și tot local sau deja cumva companiile care lucrează în Moldova pot să-și satisfac cererea asta deja așa? Deci noi când am început, era 2019, înainte de pandemie, noi deserveam un subset de clienți, nu știu, vreo 10% din nu știu, 10 din 100 companii căutau să angajeze remote. După pandemie sau în timp pandemie, ecuația s-a inversat. Deci 90 din 100 deja caută să angajeze remote și trendul continuă. Adică trendul de a găsi programatori este secular. Adică e o problemă care există, va exista următorii 10-20 de ani. Și noi, ca companie, ne propunem să rezolvăm această problemă. Da? Pentru că angajări la distanță sau remote sunt faine, da? Îți oferă o oportunitate să ai o
un pool de developeri, o gamă largă de abilități sau un număr mai mare de talente la care poți să ai acces. Dar vine și cu o problemă, da? Cum motivezi oamenii, cum îi angajezi în general, unde îi găsești, mai ales pentru companiile care, piețele pe care noi lucrăm, SUA sau Marea Britanie sau Europa. Programatorii noștri fiind mai mult în zona Europa de Est, Europa Centrală, mare parte. Și inclusiv și partea legală cumva? Da, asta ar fi unul din elemente, știi, încerci să oferi o soluție de, nu știu, de 360 de grade, știi, care îți oferă partea de a găsi, de a testa, de a înțelege capacitățile, nivelul de engleză, iarăși motivația programatorului, match-ul ăsta cu job-ul, da? Și parte deja și de angajare, parte de achitare, parte de compliance pentru companie, asta e important, știi, să fie totul legal, să fie totul după un contract, chiar dacă compania nu se află în țara aceea. De exemplu, dacă compania e în SUA, știi, și angajați pe cineva în Moldova, neavând filială în Moldova. Da. Apropo, eu, un disclaimer, eu de obicei, știi, chestii de astea, eu podcasturile le ascult la 1.5. Eu ascult mereu podcasturi în fiecare zi, practic. Apropo, felicitări pentru ce faci. Noi chiar discutam cât 2200. Deci 2200. Asta e ca și un... Da, sala Palatului Național, nu știu, cam atâta plus minus. Cum ai vorbi, nu știu, într-o sală de, nu știu, sau ai adunat, nu știu, AU la SEM, dar nu încap 2200 în... Nu cred că sunt... Studența ta. Da. nu cred că sunt ule. Eu am văzut la universități din America și din... No. Unde au ulă de toren de 2000 de oameni sau 2500. Da. No. Da, deci, disclaimer, eu ascult podcasturi la 1.5 și mi se pare asta, la viteza asta, mi se pare asta cea mai mare hack de time management, de life management, știi? Pentru că eu reușesc în același timp, știi, să ascult de 50% mai mult decât la, nu știu, la viteza 1, normal. Eu, într-o vreme, tot ascultam multe podcasturi, dar mi se pare că dăm capul meu simplu. Adică, știi, când tot multe informații. De acord, dar mă refer la, nu neapărat mult, știi, poți asculti unul, două, dar să reușești să-l asculti mai repede, știi, și să faci altceva, de exemplu, decât, iarăși, poți salva, nu știu, pe an, nu știu, vreo 300 de ore, dacă asculti în fiecare zi câte o oră și asculti la o viteză de 50% mai repede. Nu știu, podcastul a devenit așa un tip de produs care poate fi combinat cu ceea ce faci. E că sunt chestii de o parte din job care o leacă manche. Nu. Și respectiv poți să faci un pic de multitasking. Adică pe un fundal să asculti podcast, deci o să-ți faci lucruri mai departe. De ce eu nu fac asta? Aptu nu, pentru că la tine lucru implică concentrație maximă, dar sunt... Deci angajatorul probabil n-ar avea posibilitatea asta, sau posibil când faci sport, sau mai știu, atunci e mai, da, mai ușor. Sau când ești în trafic, sau, nu știu, da, poți, poate când faci un job sau o activitate mai rutinică, care nu neapărat implică într-adevăr o, nu știu, o gândire, nimeni știu, concentrare. Nu, de exemplu, dacă eu o să fac, o să fie momentul acela când eu o să fac toate vizualul la podcastul ăsta care urmează să iasă, eu deja acolo te-am toate șabloanele făcute, eu trebuie să fac Ctrl-C, Ctrl-V, sau să modific, sau să iau o poză și respectiv, atunci sunt chestii care sunt automatizate și eu le fac pe automatism și respectiv eu pot să combin treaba asta. Hai să vorbim un pic despre ISEC, și anume despre educația non-formală. Ce te motiva pe tine să vrei să spui cotul la deschiderea unui local de genul dat? Nu știu, eu cred că în general eu aș vorbi despre educație, știi? Da. Mi se pare educația obsolet, cred că într-un român nerelevant, deci foarte irelevant la moment. Educația? Da, în Moldova și în general cam în lume.
irelevantă ca subiect de discuție? Nu. În general, în formatul educației, uite, formatul dat, practic, cât are? 200-300 de ani? Da. 400, mai mult? Mai puțin. Ok. Eu înțeleg 200 de ani în urmă, când erau... Informația era limitată, erau câteva cărți. Informația era foarte selectă pentru un grup, știi, mai select de oameni. Acum, având iPhone sau calculator în mână, că nu cred că denumirea potrivită e iPhone, eu cred că e calculator. Orice informație poate fi găsită, da? Deci, nu știu, istorii, ce s-a întâmplat în anul acela, care e capitala la X, așa. Eu cred că anumite lucruri care noi învățăm, încă învățăm pentru a scrie și a calcula, știi, două chestii care trebuiau, nu știu, 200 de ani în urmă, dar noi ca societate n-am evoluat, știi, adică mi se pare că, de exemplu, dacă ei, știi, în Africa, cumva ei deodată au 4G, 5G, știi, pentru că au sărit câteva... Da. Deci, câteodată internetul mai rapid la noi decât în Marea Britanie sau... Nu a fost nevoie să treacă printre spașa ăștia de transformare. Eu cred că noi ca țară, eu cred că noi trebuie să sărim câțiva pași, deci noi nu trebuie să replicăm sau să transformăm câte puțin, știi așa, cât încet. Deci, cu prezența internetului și cu accesul la informație, eu cred că educația trebuie să fie base, știi, foarte lucrurile, exemplu, nu știu, algebra, știi, sau niște lucruri de bază care îți creează gândirea, știi, sau lucruri care educația trebuie să învețe, știi, cum eu pot să învăț, nu neapărat și dacă eu vreau mai mult, nu știu, vreau trigonometrie sau vreau să avansez în anumit domeniu și mi se primește, atunci ok, știi, să fii personalizat. La momentul educației pentru toți, știi, și pentru nimeni, știi, adică e foarte generală. Și eu cred că asta e problema. Respectiv, întrebarea cu Isaac, ce mi-mi lipsea în universitate era partea practică sau partea de... mi-mi sperea universitatea, anumite cursuri mi-mi plăceau, dar anumite cursuri eu nu vedeam rost în ele sau eu vreau să mă dezvolt în alt domeniu. Și Isaac, asta era... pentru un student în Republica Moldova cu limități, cu oportunități limitate, cu acces la cunoștințe internaționale limitate, era o platformă care mi-a oferit mie cel puțin să mă dezvolt și să practic, să pun în practic cunoștințele la universitate. Mă gândeam că spui mult despre educație în alt format. iată, ceea ce ca impact am văzut eu datorită acestei organizații, da, e faptul că ulterior generațiile care absolveau sau cumva finalizau experiența asta completă de voluntar în organizația aceasta au deschis la rândul lor alte organizații, foarte multe. Și atât respectiv acum, dacă se privește oportunitățile care le au studenți în 2022 și oportunitățile pe care le aveau studenți în, nu știu, în 2005-2010, e cerul și pământul. Da. Și respectiv, cumva, având în vedere că numărul studenți au scăzut, inclusiv ISEC-ul a avut desferit din cauza că grupul ținut pe care tu vrei să le duci, el e tot mai mic, dar oportunitățile din jur deja tot mai mari. Și respectiv, înainte era organizația mai relevant, cumva. Acum deja, asta presupun că e un plus, pentru că ISEC oferă un tip de experiență, acum sunt alte organizații, oferă diferite tipuri și fiecare se regăsește. Deci, ISEC ne-a plătit, noi suntem alumni ISEC. Da. Da. Așa. Probabil presupun că experiența de a fonda un local te-a ajutat pe urmă să fondezi alte organizații și alte deja companii. Da. Dar ce părere ai de educația în Moldova? Dacă vrei să discutăm despre asta. Eu am o părere foarte... foarte... Uite, eu am fost chiar duminica asta, așa, am vorbit la un podcast și eu mai mai invit lumea și pe mine ca invitat. Mi se pare că e foarte complicat. Din cauza că tu vrei să schimbi un sistem întreg, știi?
Și, dar noi facem schimbări de aceste care îmbunătățesc sau lungesc. Incremental. Da, da. Sau lungim un pic viața la un organism care e pipatul de moarte sau în comă clinic, în moarte clinic. Dar încă nu pot să văd, adică eu încerc să văd altă experiență ca să-mi creez o viziune cap-coadă de ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut și cum o să arăte asta post-factum. Eu încă nu văd lucrurile date. Inclusiv din cauza că iată acum în secolul 21 tu poți să-ți iei, să creezi o companie și poți să iei proces din altă parte. Și la 50 de angajați, dar mi-e complicat, presupun, să creezi toate procesele ca sistem să lucreze. Adică dacă te duci de acolo și ar veni altcineva în locul tău, el înțelege toate procesele cum lucrează și el ar putea să lucreze mai departe. Sau, de exemplu, dacă tu îți fondezi ceva și pe urmă să-ți angajezi un director executiv și el are toate procesele, are echipă, are departamente, știi toate procesele, e ușor. În ceea ce privește școala, e un organism, nu știu, imaginează-ți Google, compania Google, și tu trebuie schimbi tot, dar într-așa mod ca compania asta să funcționeze mai departe. Și când merge vorba de oameni, e foarte greu să... Plusul de numitere e irrelevant, nu mai este popular să fii profesor, știi? Dar schimbările fac tineri, eu permanent sunt în ideea asta. Adică orice tip de schimbare. Începând, nu știu, cu ceva nu-mi place pentru că încă este rebelitatea în oamenii tineri, trenând, nu știu, cu revoluție și schimbări de regimuri politici și nu știu. Adică, dar noi în sistem nu avem tineri. Adică tineri sunt foarte puțini, forța cei care motric ar trebui să miște lucrurile. Pentru că, nu știu, că poți să creează cineva un experiment social, să creeze o școală și să angajeze sau să pună acolo numai profesor până la 30. Director poți pui și un om care nu neapărat are experiență pedagogică, acolo trebuie mai mult de management și de procesul. Și atunci o să fie clar cum schimbă lucrurile. Dar așa, noi plus suntem o țară săracă. Eu mai spus... Noi vrem sistem educațional finlandez, dar investim ca Moldova, așa, în educație. Asta e complicat. Nu știu, asta poți să vorbești despre ce ești motivația angajaților. Adică dacă tu n-ai să oferi un salariu care cât de cât, el își să pleci și o să-și caute alte companii. Și asta merge recrutările astea continuu, pentru că motivația asta e... Știi, dar poate nu avem nevoie. Eu am să gândesc, știi, dacă e stricat, dă să stricăm tot și să facem altceva, știi? Dizem, poate nu avem nevoie de... Nu știu, poate e nevoie de... doar, oricum, ai nevoie de clasă pentru partea asta socială. E foarte importantă de interacțiune cu oamenii. Dar poate n-ai nevoie de profesor. Poate, nu, el este, dar este, nu știu, tu îl conectezi remote, te conectezi la Khan Academy, nu știu, te conectezi la YouTube, înveți singur, știi? Adică poate n-ai nevoie de un sistem cum organizezi procesul, dar poate nu știu, eu sunt de acord, poate până în clasa nouă e nevoie de, știi, de o bază și poate acolo investim, dar după a nouă facem renovăm total, adică schimbăm, dacă nu avem profesori, dacă nu avem resurse, poate avem internet, avem nu știu, putem să creăm un podcast, poate trebuie să fie podcasturi sau lecții online. Vezi, podcastul ca tare cum începe deveni tot mai popular ca resurs educațional, de exemplu. Dar asta deja cred că o fac copiii care conștient fără impulsul maturului și el își caut podcasturi după interes. În principiu, ce spui tu, asta și se întâmplă, numai că deja post universitate, când vezi că tu ai nevoie de niște competențe, dar nu ți le oferi, și nu singur el încerci să cauți soluții cum să le obții. Da, eu așa am făcut, de fapt, da. Universitatea, școala, din păcate, îți oferă minim, știi, asta e just to get by. Dar dacă vrei mai mult la viață, da, trebuie să investești în... Și eu cred că educația pentru mine, cel puțin, e un proces continuu, adică e niciodată nu se oprește, știi? Adică, de exemplu, putem să vorbim despre la noi în companie,
Noi, de exemplu, avem așa o parte a culturii. Noi citim o carte ca și companie, citim o carte pe lună. Fiecare departament își alege o carte și citește această carte. Poate fi orice tip de carte. Și după care noi facem un fel de sharing, de experiență, ce am învățat din acea carte cu alți colegi. Asta e doar un element, știi, din cultură, de a învăța continuu, știi, de a nu te opri. Momentul când te oprești să înveți, e momentul când, știi, degradezi. Da, da, pentru că creierul începe a face delit de informații. Mm. Și tot devine mai rigid și mai... Ideea asta cu cartea, e că ideea de cultură în general, e că noi, în diferite companii, este doar de cultură organizațională și sunt diferite procese care nu depinde de serviciu sau produs pe care îl face compania, dar anume legat de, nu știu, relația interumană sau relația între angajați sau relația între departamente. Probabil sunt foarte multe capitole. Eu vreau să te întreb, eu că eu am uitat, fiul meu m-a amintit. Tu ai făcut Universitatea Noi Moldova. Da. Și apoi ai făcut cândva un master. Da. Adică eu mă tem să nu greșesc, mai bine tu spui la ce universitate ai făcut la master. Oxford. La Oxford. Poți să ieși mai mult despre asta, eu nu știu cum e să fii student la Oxford. Tu știi, pentru mine asta a fost cer și pământ comparativ cu Asia, mă, practic e... Hai să spunem bine, univers. Universitatea de Moldova, ca să o supăra băieții la ASEM, că e obișnuit mai putem. Nu, eu am făcut ASEM și a fost o universitate superbă pentru mine, a fost universitate care eu am aplicat să învăț peste hotare, mă rog, nu contează istoria, dar sau poate dacă vrei putem discuta, dar nu mi-au dat viză, eu am aplicat la Bocconia să înveț economie. Asta la licență? Da. În Italia și se vede că mai mulți cetățeni pe timpul acelea plecau la universitate, știi, și rămâneau ilegal. Sau eu nu știu care era motivul, dar cumva la mai mulți în anul acela nu ne-au dat viză, că am fost la București, ambasada atunci era la București, mergeai drumuri, rutiere, depuneai și universitatea m-a acceptat, dar când îți primesc viză n-am primit. Și am rămas în Chișinău și eu mă bucur că ASEM a fost, știi, universitatea care m-a acceptat. Și eu în ASEM am descoperit ISEC și oameni cu care, știi, până acum am o relație și prieteni și colegi. Și, e foarte fain când ASEM este ISEC. Era pe timpul celălalt, știi, pentru mine asta a fost una din platformele în care, pe lângă universitate, eu am reușit să mă dezvolt. Dar universitatea în Marea Britanie e pur și simplu un alt sistem, eu chiar vreau să învăț, știi, adică eu dacă la SEM vineam pentru că, ok, îmi trebuiește o notă, pe locuri eu poate vreau ceva să învăț, anumite obiecte mie mi-erau interesante, restul eu doar să trec, știi, doar să-mi iau diploma. În Marea Britanie eu vineam la lecții pentru că eu chiar vreau să învăț, adică eu eram fascinat de profesori, deci unul din profesorii noștri era CEO, știi, fost CEO la DHL, global. Alt profesor era venture capitalist, știi, adică el era în partea asta investor și a devenit profesor, știi, adică ce tu spuneai, profesorii sunt foarte bine plătiți și motivația lor de a fi la această universitate este, știi, ca un achievement înalt în cariera lor, știi, adică asta e o mândrie de a fi profesor și vin cei mai buni, știi, profesori. Evident, este istoria, este cultura asta, este partea asta de debate, știi? Deci te învață să înveți, știi? Te învață să gândești, nu te învață să memorizezi cum universitate. Eu învățam micro, macro, ok, învață terminologie, repet, conspectează, reproduce, știi? Adică asta nu e relevant, adică eu vreau să înțeleg anumite concepte, de ce așa și de ce nu altfel, ca mai apoi când ajung să fiu antreprenor sau să iau decizii ca și manager sau profesionist, să poți să dau un randament, știi, să poți iau o decizie mai bună pentru companie, pentru orice activitate care o fac. Și asta pentru mine a fost, știi, o experiență unică, pe lângă cultură, pe lângă istorie care are universitatea
Și mulți studenți, deci practic noi eram o clasă de 100 de persoane din 60 de țări, era întreaga lume într-o clasă. Și asta cred că tot e diferit. Ai diferite, nu știu, idei, diferite opinii. O altă idee, eu cred că poate Moldova ar trebui să deschidem, cum la noi poate este, nu știu dacă e să vin, pentru toți studenți, știi, să fie schimbul ăsta cultural, să aducem studenți din întreaga lume, să nu, adică să fie ușor să iai viză, sau, în general fără viză să fie. Poate asta ar fi ajutat și universitățile. Să... Dar iarăși trebuie să acceptăm și alte culturi, știi, pe locuri noi suntem... mai avem încă de parcurs mai multe, nu știu, evoluții, iterații ca și societate, ca să acceptăm oameni din toată lumea. Din păcate, așa, suntem mai închiși. Da, suntem conservatori la capitolul dat. Mm. Nu toți, dar... De ce sunt? Nu știu, la Universitatea de Medicină cred că învață foarte mulți oameni din... Foarte mulți arabi învață, pentru că e mai ieftin. Adică cumva este și este calitate. Poate asta ar fi un avantaj competitiv, știi? Ok, prețul nu e cea mai bun avantaj competitiv, dar nu știu, este, știi, în business, știi, este partea asta de vrei, Oxford asta, știi, sunt trei elemente de you can compete on, adică poți fi concurențial, este pe produs, adică ai cel mai bun produs, știi, este iPhone sau Oxford, știi, ești top în domeniul tău și atunci oamenii vin la tine pentru că tu ai cea mai bună universitate sau cel mai bun produs, în fine. Este customer-centric, adică tu ești o organizație care ești focusată pe client și rezolvi orice nevoie a clientului, Amazon, știi, adică orice vrei poți să cumperi, eu locuiesc în mare, peste cotare, știi, și pe Amazon, orice vrei, adică practic e very customer-centric, știi, you can compete on that, știi, adică poți fi competitiv dacă ești foarte orientat spre client și rezolvi orice nevoie a clientului. Sau a treilea element de competiție este pe cost. Nu știu, exemple în vest, probabil, nu știu, Zara, H&M, dacă vorbim de haine, sau Ikea pentru mobil, știi. Iar poate Moldova poate fi un arbitraj de cost la nivel de educație. El tot trebuie să fie împreună și cu calitate, nu poți oferi, știi, pur și simplu în bază de cost. Dar poate asta ar fi o idee de a dezvolta educația. Știi, eu încerc să gândesc, adică out, știi, there is no box, știi, pentru, nu că outside the box, dar în general nu este box. Adică, deci trebuie să gândim într-o cutie, știi, sau ce tu spuneai, incremental, adică câte o leacă să îmbunătățăm. Deci schimbăm tot, dacă nu lucrează. Deci, pentru mine e foarte important ca să am păreri, nu doar dinăuntru, pentru că când stai mult timp într-un mediu, cumva te călești și respectiv vezi lucrurile într-un mod. Când iei și inviți oameni din extern, cumva ei îți dau o altă perspectivă asupra, inclusiv asupra educației. Deci cum se creează în general o cultură organizațională? Cum ai ajungi de la... Ai fondat, adică ești numai tu până când? Și brusc ai o companie cu 100 de angajați, cultură organizațională, cu elemente de team building și alte lucruri. Da, știi, cultura asta e, este o vorba asta lui Peter Drucker. Culture is strategy for breakfast. Adică cultura mănâncă strategia, adică planul tău la mic dejun. Adică tu poți ai un plan super fain, obiective, strategii, cum să atingi, iată, cum concurezi, cum câștigi, știi, în piață. Dar fără o cultură organizațională performantă, nu o să ajungi acolo, pentru că singur nu poți, împreună cu oamenii e posibil, dar întrebarea, știi, cultura organizațională, asta, ce se întâmplă când tu nu ești acolo? Ce fac oamenii, iată, noi acum suntem la podcast, ce fac oamenii care, iată, noi la Index suntem acum suntem vreo 60, da, suntem 60 în core, în echipa de bază și spre final de an cred că ajungem la 80, 100 și mai avem încă circa 80-90 de developeri, de programatori care lucrează pentru clienții noștri. Deci, ce se întâmplă când tu nu ești acolo?
Și cultura, iarăși, e foarte greu de construit pentru că, practic, ea, iarăși, ea e bazată pe anumite elemente care tu nu poți le măsori. Dacă în obiectiv tu poți să vezi obiectivul, tu poți să măsori, sunt aproape de rezultat, nu, vânzările au crescut, au scăzut, nu știu, am reușit să angajăm atâția oameni, știu, am reușit să facem asta sau așa. În cultură e greu să măsori și, respectiv, un element important al culturii este exemplu. Deci, cum tu ca și fondator, cum voi ca și management, ca și lider în organizație, vă comportați. Adică, știi, de multe ori într-o companie angajați-i ca și cum ca și copii, știi, dacă vrei și tu ca și manager sau antreprenor, nu știu, fondator, părinte ești, știi, sau părinți. Și nu știu, întârzi tu, întârzi ei, nu știu, nu reuși, nu depui tu efort, ei și mai puțin o să depună, știi, adică cumva un element important în cultura noastră, de exemplu, noi avem, se numește 3P și noi, știi, cultura asta nu e doar misiune, viziune, valori și le-am pus pe, nu știu, pe tablă și gata, e că asta e cultura. Dar și anumite elemente care tu le antrenezi sau tu le repeți sau tu le practici. Deci, areți exemplu. Este. Și la noi sunt trei elemente. Se numesc play, potential și purpose. Adică 3P. Noi recrutăm oamenii și ne asigurăm cu oamenii în organizații they play. Adică ei sunt la locul potrivit și lor le place să fac ceea ce îi fac în fiecare zi. Și nu neapărat play-ul trebuie să fie 100%, nu neapărat tot ce faci trebuie să fie la 100%, dar măcar 20% din ce tu faci trebuie să-ți placă. Purpose, ok, ce fac eu mai mult decât pur și simplu a primi salariu? Ce fac eu mai mult pur și simplu de a face bani? Ce fac eu mai mult pentru societate? Și aici noi donăm o parte din profitul companiei pentru activități sociale. În sine, ceea ce noi facem prin angajare programatori și ajuta companiile să găsească acești programatori este tot o contribuție, un impact, știi, de a crea joburi noi, de a ajuta companiile să găsească talente, știi, adică prin activitatea ta tu aduci impact, dar și prin faptul că faci profit tu contribui la societate, nu doar la propria companie sau persoană. Și potential, asta e foarte important și asta e elementul de, de exemplu, a citi în fiecare lună, ca și companie. Potential se referă cum noi ne dezvoltăm, cum eu mă dezvolt în compania dată, știi, oamenii, deci, eu nu, știi cum este vorba asta, nu ți teme ca angajatul bun să-ți pleci, teme-te, știi, dacă investești în om și el îți pleacă, să nu-ți fie frică, știi, dacă investești în educația lui și dezvoltarea lui și el pleacă, e ok. Să temi de faptul, dacă nu investești în educația lui și el nu-ți dezvoltă, să-ți rămâi, știi, adică că costul de a angaja o persoană neperformantă nu este doar costul. Este timpul, este costul de că ai tu te angajat pe cineva performant, știi, care să-ți duc compania la următorul nivel, pe anumite direcții sau să te ajute pe arele în care tu vrei să te dezvolți în companie. Respectiv, investiția în training, în educație, în iată, a citi, știi, nu doar cu sapa, dar și cu cartea, știi, investiția în tehnologie, în educația angajatului de a folosi tehnologie. Și asta e un alt element al culturii în care noi o dezvoltăm la Index. Iată cum am putea noi să dezvoltăm o cultură organizațională într-o școală. Într-o școală? Da, adică sunt 80 de profesori, de exemplu. Trebuie cu problemele lor. Directorul vine și spune că iată, iar a venit directivă. De eu să-ți spun, eu, de exemplu, am avut un profesor la liceu, care datorită căruia eu acum sunt în domeniul IT și datorită căruia eu am reușit în domeniu foarte, de multe ori în business, știi, nu alegi ideea, alegi piața. Ideile sunt multe, dar iată, piața
Dacă alegi o piață bine, IT fiind, o să fie ușor, știi, dacă te duci unde apa, știi, curge într-o direcție, super, dacă noți contra, nu știu, te duci acum în domeniul printing, nu știu dacă adică e un market care cade în jos, iarăși nu dăunează, știi, că printează, dăunează naturii, etc. Adică alege o piață care poți să aduci o contribuție și care e o piață favorabilă. Eu sunt IT, în programare, în domeniul dat, tehnologic, datorită profesoare de informatică. Pentru că ea investea tare mult în noi. Știi? Adică își dădea pasiune, dragoste, pentru ca noi să ne placă informatica. Mie nu-mi plăcea informatica, adică, nu știu, mie îmi plăcea matematica, știi, dar cumva datorită ei și, nu știu, ea stătea pe la 11 noaptea în cabinetul de informatică, eu cred că și acum stă cu elevii. Iată, asta e elementa culturii organizaționale. Când un profesor, știi, pune, nu știu, dragostea asta față de profesie și față de muncă, știi, pentru a cumva am o lipsi asta și elevii. Da, dar astea sunt cazuri așa mai puține, nu sunt așa de multe cazuri de astea, când dedicația și pasiunea cumva acoperă sau compensează poate cei ce nu compensează la alți oameni. Nu, dar eu cred că asta e secretul, știi, până la urmă, zicem, iarăși mă întorc la companie, noi avem așa un test în companie la angajare, se numește giver, matcher sau taker. Giver, asta e omul care mai mult o să dea decât o să ia, matcher, asta e care o să vadă ce tu mi-mi dai, atât-ți dau, știi, cumva, adică un match, și taker o să ia. Iată, noi nu recrutăm oamenii, sau noi depunem un efort imens de a nu recruta oamenii care sunt takers, știi, care o să ia. Pentru că noi suntem givers, noi vrem să dăm, știi, și când doi oameni care se întâlnesc, care vreau să dea mai mult, știi, se întâmplă ceva fenomenal, știi, când tu vrei să dai, nu doar faci fericit persoana care primește, dar și tu primești o emoție poate înzecit sau, nu știu, doar mai puternică decât omul care tu îi dai. Eu cred că asta, adică dacă fiecare om și-ar face jobul, profesor, nu știu, șofer de troleibus, antreprenor, politician, nu contează ce profesie, dar to give, știi, adică să dai mai mult decât să ai, noi suntem într-o lume mai bună. Și începe atât la exemple de cultura organizațională, sunt exemple, ceea ce spuneam, adică role models, istorii. Iată, trebuie să povestim aceste istorii, trebuie să cumva să încurajăm aceste istorii. E ca să vorbim nu doar despre blogeri și influenceri, dar să aducem la suprafață și la lumina zilei istorii, cum a fost istoria cu profa ta de informatică. Da. Ludmila Țurcanu. Am să o caut. Da. Cred că trebuie să înțelegi la început, știi, antreprenori, noi chiar discutam, antreprenoriat asta nu e născut sau se dezvoltă. Și cred că trebuie să înțelegi, știi, sunt mai multe roluri. De exemplu, este antreprenor, este manager bun, este specialist bun. Aici poate mai este un rol care nu contează, în fine, șmecher sau lenos, știi, adică așa, sperăm că nu ești din categoria asta, dar trebuie să înțelegi care e procentajul tău știi, unii oameni sunt, nu știu, 90% antreprenori, 10% manageri, știi, și poate nu tare buni specialiști. Înțelegând care e caracterul tău, înțelegi, de exemplu, dacă, nu știu, ești manager bun, știi, ai nevoie de un antreprenor sau caut un antreprenor, caut un fondator sau o companie la care poți să deschizi ca și manager, în care poți să inovezi și să fii un manager performant. Iar dacă ești antreprenor,
la un moment dat o să trebuiască să ești manager foarte bun și specialiști foarte buni. Acum, dacă te-ai decis că ești antreprenor sau asta e pasiunea ta, greșeala care eu am făcut-o și care cred că mulți dau sfatul ăsta, eu nu cred în asta, sfatul e așa, nu căuta ceea ce îți place, nu căuta pasiuni. Pentru că nu-i tare de folos sfatul ăsta, știi, adică e useless, adică e fără sens, adică ok, cum așa, caut ceea ce nu-ți place și exclude, prin metoda excluderii, ce nu-ți place, eventual o să rămâi ce-ți place. Pentru că e important să-ți placă ce faci, oricum. La un moment dat o să cedezi, știi, antreprenoratul, crucea asta de antreprenorat e foarte greu de dus, adică nu e simplu, știi, așa, pare a fi, poate că ești șef, știi, adică eu tot am crezut că iată, eu am lucrat o perioadă și am crezut că, știi, dacă o să lucrez pentru mine, o să am timp mai mult, bani o să am, o să lucrez când o să vreau, știi, invers, lucrez mai mult, timp nu am, tu mănânci ultimul, știi, pentru mine asta e principiul de antreprenorat, știi, tu ca și lider mănânci ultimul, întâi tu achiți furnizorii, tu achiți angajații, știi, și la tine la sfârșit, dacă rămâne ceva, super, știi, adică, dar e destul de greu, știi, e stres, e decizii care trebuie să le iei. Și acum, trebuie să-ți placă, dacă nu o să-ți placă, o să cedezi la orice dificultate, pur și simplu, o să zici că nu e pentru mine, știi, sau, știi, startup-urile nu mor, founderii cedează. Respectiv, prima e exclud ceea ce nu-ți place, ca să înțelegi ce-ți place. A doua, iarăși din conceptul de a da mai mult decât a lua, caut care-i problema, caut, eu prima afacere, eu am ajutat cineva, adică eu am primii oameni care eu am făcut afacere din ISEC, doi alumni ISEC, ei aveau o problemă, știi, și au zis, Sergiu, vrei să ne ajuți, uite, avem așa o problemă, dacă vrei să facem echipă, și mi-a făcut o plăcere să ajut pe cineva și eu cred că intenția contează și când tu vrei să ajuți pe cineva, când rezolvi problema, atunci tu poți crea o companie valoroasă. Deci dacă tu te gândești doar la tine sau ceva pentru beneficiul tău personal, universul, știi, sau configurația asta în lume îți dă, ok, un nivel, știi, de insight sau de vrei mai mult să ajuți, vrei să ai un impact asupra unui sat, nu știu, unui oraș, un alt nivel de energie, știi? Adică viața susține ceea ce susține viața, știi? Și dacă tu susții mai mult în viață, nu știu, Elon Musk, da? Susții omenirea, da? Și prin ideile sale, un nivel de energie, un nivel de impact, un nivel de financiar sau orice alt parametru poate fi măsurat. Asta ar fi un sfat, adică identific cine ești tu, dacă ești antreprenor, caut ceea ce nu-ți place să nu faci, caut ceea ce îți place, dar mai mult nu căuta plăcere, dar caut purpose, adică impact. Rezolvă o problemă și într-un final, dacă continui să cauți această problemă sau să rezolvă o problemă mai mare, eu nu văd de ce tu nu o să reușești, adică inevitabil o să reușești. Dacă nu reușești, cred că o soluție este să te angajezi sau să înveți sau să mergi undeva să înveți ca să înțelegi cum fac alții și pe urmă să faci tu. Mersi, Sergiu. Mersi, Alex.